Fraților, cu bucurie văd că suntem mult mai mulți decât am fost acum un an. Toate creșterile astea de la an la an sunt foarte încurajatoare. E adevărat, restul veștilor pe care le primim din mass media, de pe social media și așa mai departe, nu sunt așa de încurajatoare, dar faptul că noi suntem din ce în ce mai mulți și că reușim să ne îngăduim, cu diferențele noastre, nu ideologice, dar de metodologie, faptul că reușim să ne îngăduim unii pe alții, cum se îngăduie bătrânii care ajung la câte o căsnicie îndelungată, erau doi bătrâni care au fost întrebați cum ați reușit. Ne-am îngăduit, încetul cu încetul. E foarte încurajator, de fapt. Și nu trebuie să vă mai spun eu vouă ceea ce alții știu și noi știm, că suntem în plin război. E și un război legislativ. Văd aici minunatul banner făcut de frații, nu știu dacă sunt de la camarazii, cred că mai degrabă sunt de la grupul fraților Marian, Ștefan, Alexandru, care rămâne anonim. Extraordinar de bine spune, martiri din temnițele comuniste vestesc ca torțele aprinse, jertfele verzi de legi absurde se vor acum stinse. Și are acolo un semn, a fi un comunist, ceea ce ne unește pe toți aici, are niște implicații. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume că, așa cum ceilalți au avut jertfa lor, acești martiri din temnițele comuniste, au avut jertfa lor în anii 40-50, a început dinainte, dar în anii, vorbim de anticomuniști, 40-50-60. Așa acum jertfa noastră trebuie să urmeze, trebuie să urmăm pe model. Lupta noastră trebuie să continue și să ne păstrăm discernământul în această luptă. Că nu ne luptăm nici cu USR-ul, nu ne luptăm cu vreun partid anume, Doamne ferește, dacă ne luptăm cu un partid anume, înseamnă că suntem alt partid. Cu tot respectul unui domn din administrație de aici. Avem un dispreț, cel puțin noi, în frăția ortodoxă, Sfântul Gheorghe, avem un dispreț profund pentru clasa politică în general. Bineînțeles că printre noi există oameni care acționează și încearcă să ajute încetinirea mizerabililor legi prin așa numiții prieteni ai parlamentarilor, prin lobby-uri și prin încă oameni care mai votează cum trebuie în Parlament și în comisii. Avem și oameni din ăștia. Dar nu ne punem nădejde în ei. Da? Pe de altă parte, unde sunt toate televiziunile? Măcar Trinitas ne promisese că vine. N-a venit. Unde e televiziunea română care, conform acestei legi, ce număr are? 127? Conform acestei legi 127 pe 2017, trebuia să onoreze. E un moment național. Cu România Liberă unde este? Da. Nu este aici decât prin concediații săi. Deci, pur și simplu avem o ipocrizie generală la nivel național. Cuvânt care ajunge să fie interzis. Nu mai e voie să fii naționalist. Am încercat să facem un grup, o pagină pe Facebook să se numească cumva națională. Rezistența națională, așa vrea să zicem. Nu am avut voie. Da? Bine, Facebook nu face parte nici din PSD, nici din USR, nici din partidul dânsului de aici, dar totuși vă spun, vă dau dimensiunile acestui război, care continuă. Așa cum am avut în anii aceia mizerabili, 1948, care vorba aia a început din 1931, un grup infracțional internațional și internaționalist organizat de cucerirea întregului est al Europei. Am avut același grup infracțional organizat care l-a decapitat pe unul de-al lor. Dacă țineți minte, că trebuie să căutăm totuși, trebuie să punem degetul pe rană. Teroriștii ăstuia de aici, care a plecat cu elicopterul, ci că erau palestinieni. Au omorât aproape 2000 de oameni. 2000 de români. N-a fost prins nici măcar unul singur, da? Asta a fost o psyop. Avem de-a face numai și numai cu psy-operations. De atunci și până acum. Nu se poate așa ceva. Avem acum de-a face cu două legi care se bat cap în cap. O lege care ne dă voie să ne cinstim acești martiri, da? Ceea ce facem noi astăzi, slavă Domnului, din ce în ce mai mult,
și alte legi care ne obligă să îi decapităm. Să-i decapităm din cărțile noastre de istorie, din sufletele noastre, din inimile noastre, din conștiințele tinerei generații. Că miza este cum ajungem la tânăra generație. Dacă ne uităm așa pe aici, mai puțin în partea asta, unde ne e toată nădejdea că băieții ăștia o să disemineze cuvântul mai departe în tânăra generație, suntem oameni relativ în vârstă. E o revoluție de conștiință care ne prinde la vârsta a doua și a treia. Noi trebuie să, dacă nu ajungem la tânăra generație, am pierdut acest război. Și vă încurajez în continuare să avem această unitate. Băieților de aici îi încurajez să aibă răbdare cu organizații care au viteze diferite și metodologii diferite. Tocmai venim din Sfântul Munte, ne gândeam, Frăția Ortodoxă tot așa, așa cum aici am crescut de la an la an, așa cum protestul împotriva migrației a crescut de la lună la lună, de la 30 de inci la 100 de inci, după aia la 200, după aia la aproape 3000 de oameni, așa și Frăția Ortodoxă a crescut prezența ei în Sfântul Munte câteva zeci de inci la 100 de inci anul trecut și la anul ăsta la 150 de oameni. În Ortodoxie, că se vorbea Daniel Vasile de Sfintele Moaște și de Mirul izvorât din moaștele Sfântului Poet Radu Gir, în Ortodoxie ne îngăduim, învățăm să ne îngăduim și să ne răbdăm. Cel mai important este Duhul pe care îl avem. Atâta vreme cât suntem într-un Duh bun, într-un Duh al lui Hristos, atunci suntem și într-un Duh apărător de neam și țară. Cine nu crede asta, să citească Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și Naționalism. Și nu în ultimul rând, vrem să protestăm faptului că din manualele noastre de istorie și din mass media oficială lipsește această onorare a adevăratei istorii românești. Toată lumea, inclusiv primăria municipiului București, se ocupă cu martirii și cu moși și strămoșii altora și cu ai noștri mai puțin. Vă mulțumesc, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mulțumim, Pompidiu.